Imaginați-vă cum ar fi să locuiți în buricul târgului având vecini, o casă și o curte gospodărită, iar la o aruncătură de băți, peisajul din împrejurim să fie constituit din deșeuri aruncate în petecul de iarbă din spatele casei. Și nu, din păcate, nu vorbim de vreun colț uitat de lume și nici de vreun tablou dezolant zugrăvit de un pictor, ci chiar de o zonă locuită din municipiul Suceava. Nici la marginea orașului nu ne aflăm, ci în centrul Sucevei, chiar vis-a-vis de două instituții de învățământ, pe strada Solidarității. În 2015, în mijlocul civilizației, întâlnim, din păcate, astfel de peisaje dezolante. Deși o zonă locuită, strada Solidarității din municipiul Suceava este practic îngropată în gunoaie. În zona de case de pe strada Solidarității, situația a devenit o realitate zilnică. Aici, peturile, cutiile de suc sau pungile de chipsuri stau împrăștiate în puținul spațiu verde rămas. Deșeurile rămân acolo cu săptămânile și dispar doar atunci când se schimbă și condițiile meteo, adică le suflă vântul în altă parte. Mizeria de nedescris din zonă deranjează pe toată lumea, mai ales pe locuitorii din apropiere. Discordanța între casele îngrijite ale locuitorilor din zonă și peisajul sumbru de lângă este evidentă. Dar cine să aibă grijă și de zona în care locuiesc aceștia, atâta timp cât nu se află la stradă și deci nu interesează practic pe nimeni. Conform legii, cei care aruncă gunoaie la voia întâmplării sunt pedepsiți. Astfel, cei care aruncă resturi menajere, obiecte și lichide pe ferestrele apartamentelor, dar și cei care aruncă gunoaie și mucuri de țigară din mașini, ar trebui să plătească amenzi între 1.000 și 2.500 de lei. Pe cine să amendezi însă atunci când nu știi de la cine provin deșeurile aruncate? Culmea este că gunoiul nu pare să vină de la locuitorii din zonă. La o simplă privire în zonă se vede cum locuitorii își îngrijesc locuințele și curțile. Între timp, însă, împrejurimile sunt transformate în adevărate gropi de gunoi.